Duminică 3 decembrie 2017 mă aflu în București, unde am participat la festivitatea de premiere a clubului Traian Nițescu, afiliat la PCPR București. Acum am plăcere să stau de vorbă cu unul dintre campionii acestui club în decursul anilor. Este vorba despre domnul Vartejanu Costel, pe care îl salut. Vă salut, domnul Costel. Și eu vă salut. Ce faceți? Bine, am venit la festivitate. Frumos, am văzut că v-ați dus la podium acolo de multe ori și ați ridicat mai multe trofee meritate, zic eu, nu? Da. Sunteți mulțumit de cum a mers 2017 din punct de vedere colombofil? Da, sunt mulțumit și din anii trecuți și din anul ăsta, anul respectiv. Sunt puțin emoționat. Nu trebuie să știți că e o pasiune care ne unește și trebuie să lăsăm emoțiile acum de parte. Asta ne ține legați cu mai mulți. Exact. La ce categorie? Am înțeles că fondul și maratonul sunt categoriile noastre preferate? Da, fond maraton îmi place cel mai mult. Acolo porumbelii și arată valoarea cel mai bine, cel mai mult. Îmi place să aștept. O place, nu? Foarte mult. Care distanță? Fondul sau mai mult maratonul? Către ce să te țin? Fond și maraton. Dar mai mult fond. Uh-huh. Câți porumbei zburați? Aveți mulți? Costel? Am în jur de 60 de porumbei. Cu totul sau numai lotul de zbor? Lotul de zbor e de 40 și 15 porumbei la mat, care sunt numai porumbei din porumbei consacrați, pot să spun. Care merită ținut la matcă și... Dar provin din lotul noastră de zbor sau sunt porumbele aduse de afară? Și din lotul meu de porumbei care au avut performanțe și de la diferiți crescători. Grigore Iosif, să zicem. Colegi de club? Colegi de club, prieteni. Da. Numai porumbei care merită ținuți. Da. Am înțeles că soția e alături de dumneavoastră, da? Da, e partenerul dumneavoastră care vă ajută, da, mult la porumbei. Mă ajută foarte mult. Fără ea mi-ar fi greu. Știu. Am înțeles că timpul nu vă permite să stați, da, de ziua lângă ei. Așa este. Și... E bine dacă aveți o soție atât. Înseamnă că vă iubește mult în continuare. Și porumbei. Porumbei, nu? Asta a văzut de când ne-am căsătorit. Deci de atunci aveți pasiunea, nu? Pasiunea o am de la 6 ani. De când am deschis ochii, am pomenit la tata porumbei. Deci microbul vine de la tata, nu? La tata, fratele lui tata. Bunicul meu, tata lui tata. A, e clar. Verii mei. Deci e în sânge. Și la rândul dumneavoastră aveți ceva, vreun copil, vreun nepot, ceva? Am o fată, da, e fată. Și n-are copil la rândul ei, ca să vedeți. Are o fetiță mică. A, deocamdată nu. Păi poate mai poate mai vine un nepoțel. Mai poate vine nepoțel și atunci mătânească, da. Îi transmiteți pasiunea. Zburați porumbii la natural sau la văduvie? Natural, că nu-mi permite timpul să zbor la văduvie. Și cu care dintre sexe vă înțelegeți mai bine și rezultate sunt mai bune? Bărbații. Cu masculin? Da. Îi motivați mai bine? Motivă, da. Și mai ușor de motivat. Și lăsați să scoată, să-și urmeze ciclul natural, adică să ouă, să scoată pui sau nu? De regulă îi țin pe o falsă. Cât? Până le părăsesc ei, nu? Da, crește prima dată un pui, prima, da, serie, și după aceea merg mai pe o falsă. Da. Dacă, de exemplu, simțiți la o etapă că nu e în formă un mascul sau o femeie, îi angajați totuși, nu, ca să faceți numericul la club sau păstrați să-l opriți acasă? Nu merge la etapa viitoare. Da. Antibiotice, ceva, medicamente, tratamente în timpul sezonului? Nu, frecventele care trebuie. Deci, pentru tipul comun, pentru... Da. Nu, prea multe medicamente nu. Sunt contra la așa. La pedigree, ce importanță le acordați? Sunt ele definitorii pentru dumneavoastră, foarte importante, pentru atunci când vă formați, de exemplu, perechile de matcă? Pedigriile mai puțin porumbei contează. Porumbei, nu? Da. Și ce urmăriți? După ce criterii îi selectați când vă formați perechile, de exemplu? Compensații fizice, rezultate la zbor, familia din care provine? Rezultatele la zbor, în special. Da. Și felul cum arată porumbelul. Deci trebuie să compensez de la unul la altul. Țineți la aspectul lor fizic, la mână, cum foarte arată? Foarte, da. Îmi plac porumbei frumoși la mână. Închiși? Închiși. Penaș bun, nu? Da. Pufos, mătăsos. Da, deci merg pe linia veche. Îmi place linia veche foarte mult. Așa am pomenit. Da, mai spre standard, mai... Ca și penaș. Plăcut la mână, nu? Da, becat puțin să fie frumos. Să aibă musculatură. Dar vă eliminați, de exemplu, pui mici din cuibar dacă nu vă plac cum sunt crescuți? Da. Dacă nu vă plac și asta, nu le dați șansa, nu vă aglomerați. Doar te aglomerezi și te încurci cu ei. Pui tardiv țineți? Scoateți vreodată? Țin și pui tardiv, dar nu număr mare. Deci numai din porumbei care știu că o să am rezultate din ei la rândul lor. Dar vă opriți, de exemplu, pui consangvini?
pentru matcă să mergeți în continuare la ei din anumite perechi, de exemplu, dacă considerați că aveți nevoie să vă mai reîmprospătați? Da, să am de legătură, să-mi țin de linia respectivă. Și cât de aproape mergeți? Că e incest, frate, soră sau? Nu am mers așa, nu. Mătuși, nepot, bunic, nepoată, acolo. Culori preferate la ei? Albaștri îmi plac cel mai mult. Da? Aveți favoriți, porumbii favoriți în crescătorie? Am, da. Am, de exemplu, un porumbel din 2002, care e favoritul meu, pana albă, îi spun, are o pană albă. Și știe și prieteni, și familie, și rude, și chiar nu ori la mașină vreau să-mi pun serialul. 15 ani mi-a dat porumbel deosebit, a fost un porumbel foarte bun, deci venea de la 160 până la 900, numai primul. Și când ajungea, n-are o diplomă în toți anii ăștia, pentru că va zbura încă 4-5 de minute când ajungea de la etapă de 400. De bucurie că a ajuns acasă, probabil, da. Dar porumbelul meu favorit. Noroc, cu ce importanță considerați că are în sportul ăsta? Te ajută el să ajungi campion, de exemplu? Să zicem, puțin și norocul, dar trebuie să dai importanță, deci trebuie să muncești. Criteriile principale pentru a obține performanță, care considerați că ar fi? Valoarea genetică a sușii pe care o deții, timpul pe care îl petreci între porumbei? Deci 50-50, deci și șușa de porumbei și importanța care l-o apoi, și timpul, și antrenamente, și tot. Le dați mâncare la sac întotdeauna, tot timpul sezonului? Nu. Deci mâncarea mi-o pregătesc eu. Deci, să zicem, mâncarea noastră naturală și mi-o fac în funcție de cum simt ce ar avea nevoie. Deci din fiecare. Le dau mâncare bună tot timpul. Pentru fonduri și maratoane, recuperarea cred că e foarte importantă la dumneavoastră, nu? Puneți un accent mare pe ea? Foarte, da. E foarte mare. Dacă nu l-ai recuperat... Și cu ce produse? Naturiste sau din comerț, și, din astea și pentru ei? Naturiste și din comerț. Deci e pentru recuperare. Domnul Costel, ce ați cheltuit dumneavoastră mai mult pentru porumbei până acum toată viața? Timp, bani, nervi, sudoare? Toate. De toate? Toate la un loc care le-ați enumerat. Toate. La fiecare etapă trebuie să fie ceva. Ori vine al meu înainte, ori după aia aștept să nu sune telefonul. Că dacă sună, mă anunță prietenul că i-a venit, e stres. E ceva plăcut, că altfel ne-am lăsat, dacă nu ar fi... În primul an de viață al lor, ca iarlingi, până la ce distanță zburați porumbei? De regulă, zbor doar câteva etape, de să zicem în 220, câteva etape, pentru să-i formez pentru anul viitor. Cam la ce ani v-au dat performanțe porumbei cei mai buni campionii noastre, la ce vârstă? 2 ani, 3 ani, 4 ani? Până la cât îi zburați? Până la ce vârstă? Până la 4 ani. 4 ani, nu? Al 5-lea nu mai e chiar atât de performant. Începe să mai slăbească fizic și e și plictis. La 3 ani ce dă totul din el. La 3 ani... Preferați să eliminați porumbei la mână sau îi angajați până se pierde? Coșul. Coșul, nu? Coșul. La mână te păcălești. Vă păcăliți, nu? Da, sigur. Ia spuneți-mi, ce e mai ușor să obții într-o viață de columbofil? Un porumbel bun zburător sau unul bun reproducător? Ce apreciați mai mult? Zborul la unul sau cum reproduce? La reproducerea. Reproducerea, da, nu? Deci dacă porumbelul e bun reproducător, ăla e cel mai mare campion. Vi s-a întâmplat ca un mare campion să fie și un bun reproducător? Că regula ar fi că nu întotdeauna un bun zburător. Nu întotdeauna. Așa este cum spuneți dumneavoastră. S-a întâmplat, da. Deci porumbel bun care... Ați avut mulți porumbei bun reproducători în viața noastră până acum? Ați identificat? Da, am avut. În afară de mascul de care vorbeați acum de 15 ani? Da, am avut. Am avut porumbei de maronzez, liniile care m-au plăcut foarte mult. O linie mai veche, într-adevăr. Dar tinerii de în ziua de astăzi nu prea mai pun preț, așa zis? Nu, nu le plac. Lor pe linii veche. Le plac să vină. Și așteaptă performanța din primul an. Ați observat? E o caracteristică a generației tinere. Dacă se poate anul ăsta se apuce de porumbei și la anul să iasă campion național, ar fi perfect. Da, mulți se grăbesc și știu. Pierd. Știu. Deci trebuie și răbdare și tutun în columbofilie, nu? Sigur că da. Unui tânăr care s-ar avoca acum de porumbei, ce sfaturi ați dat, domnul Costel? Cu ce porumbei să înceapă? De unde să-și procure? Maturi, cu pui? Dacă să-și ia din zonă de la el sau nu neapărat? E important să-ți cumperi porumbei din zonă de la tine, care deci din zonă să zburați pe ruta și sunt aclimatizați, da, să zic? Da. Deci
Era porumbei din zonă, iar deci din altă parte trebuie să aștepți. Da. Am adus porumbei din Germania, am lucrat acolo și mi-am adus de la un mășulică, un neamț, dar neamț de origine. Și i-am dat la un prieten la Pitești și n-a reușit. Din prima încă, nu? Și acum am adus la mine și să văd la anul ce-o fi. Anul ăsta am... Sunteți un crescător răbdător cu porumbei? Poftim? Sunteți un crescător răbdător cu porumbei dumneavoastră? Da, o să spun că da. Cam câți ani, de exemplu, le acordați credit până decideți că trebuie eliminați din crescătorie? Într-o formă sau alta, în sensul vânduți, făcuți cadou? În primul an am răbdare. Și la al doilea an merge la fond. Deci și trebuie să vină să și claseze sau doar să vină? Să și claseze, nu. Deci să și claseze, categoric. Am înțeles. Și al doilea an, dacă n-a dat rezultate nici mai la greu, atunci trebuie eliminat. Vindeți porumbei sau îi faceți cadou? Nu, cadouri. Cadouri, nu? Cadouri. Sunteți un om cu inimă mare, din punct de asta de vedere. Da, și am înființat mulți porumbei, mulți. Da, și am înțeles că i-ați ajutat pe mulți. Ajutat, și cu sfat și cu porumbei. Și cu sfat și cu cât un burduc le beteam, dacă ei simțeam că are plăcere pe porumbei. Chiar în vara asta, eram într-un târg de porumbei și un puștulică vrea să cumpere și el niște porumbei. Un puști la 14 ani. L-am văzut că vrea acolo și l-am întrebat dacă îi plac porumbei sportivi. A luat doi de acolo, care ăia nu erau nici de șlampă bun, cel puțin. Și da, nene, îmi plac. Să vii la mine, îți dau o pereche de pui. Da. Când am venit, i-am dat cât trebuie să-ți dau nemiți. Dacă ăștia o să fie, deci, ești atașez de ei și îți place în continuare, vii și îți mai dau porumbei, chiar te duc la asociație, să te integrezi. Și acum puși tu, tot mă sună, tot întreabă. Țineți legătura, nu? Pui, când alea, da. Și o să-l ajut. Da. M-a ajutat mai mulți. Un lucru frumos, într-adevăr. Da. Da, trebuie să creșteți tineri pentru că... Nu prea mai sunt, așa. Nu prea mai sunt, da. Din păcate, cu tehnica actuală, foarte mulți nu se mai îndreaptă către porumbei. Da, poate... Se duc către celulare, către da, asta e. Calculatoare și alte, telefoane mobile. Așa este, da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea, domnul Costel. Vă felicit încă o dată pentru toată munca în domeniul columbofil pe care ați depus-o până acum, pentru rezultatele obținute. Sunt convins că vor veni și în continuare, la fel de mari, poate chiar mai mari. Să dea, domnul. Și mult succes în continuare, vă doresc. Mulțumesc mult de tot. Cu stimă, numai bine. Mulțumesc.